Cu doar două zile în urmă, liniștea unei familii din municipiu a fost grav afectată de dispariția copilului de doar 9 ani. Fetița a plecat de acasă în jurul orei 17, spunând că merge la o colegă de școală, doar că micuța n-a mai ajuns la colega sa. Nu au fost motive de plecat de acasă, pur și simplu a plecat la o prietenă, de la acea prietenă a ajuns într-o zonă comercială și timpul a trecut peste noi, ca să zic așa, părinții au tot așteptat să vină, n-a venit, iar copilul respectiv era într-un patibar unde consuma diverse produse de patiserie. După 3 ore și jumătate de căutări, părinții fetiței au alertat poliția. Astfel, întreg dispozitivul de ordine publică de pe raza municipiului, alături de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale, au început căutările copilei de 9 ani. Acțiunea de căutare a fost de ordinul minutelor. Am identificat într-un timp record de 20 de minute, deși părinții ne-au sesizat după 3 ore. Din fericire, fetița nu a căzut victimă vreunei infracțiuni. A fost ademenită? Nu a fost victima niciunei infracțiuni, nu a ajuns acolo influențată de cineva, ci pur și simplu datorită vârstei. Nici nu a realizat că în momentul în care noi am fost sesizați, deja era seară, nici nu realizase că afară se înserase. Vasile Tache, șeful Inspectoratului Județean de Poliție, face apel către părinți să fie atenți la copiii lor, să comunice cu ei, iar dacă observă lipsa copilului, să alerteze poliția, deoarece în cazul disparițiilor, fiecare secundă poate fi vitală. Fac un apel la cetățeni. În momentul în care ți-a dispărut copilul de acasă, nu mai aștepta să-l caute nu știu cine sau nu știu ce. Sună imediat pe 112 și sesizează poliția, pentru că de la momentul dispariției până la a se întâmpla un necaz, orice secundă contează.